adevărat foarte special pentru mine, o distinție care vine ca o recunoaștere a eforturilor mele de foarte mulți ani, într-adevăr, de promovare și de deschiderea relațiilor bilaterale între operatorii de turism din România și cei ai altor țări. Însă, de data aceasta, vorbim despre Republica Kazahstan. Este un parteneriat pe care l-am început cu mai mulți ani în urmă. Deci, această colaborare cu Ambasada Kazahstanului din România, de fapt, continuă acum, însă numirea mea ca și consul onorific al Republicii Kazahstan la Constanța este cu adevărat un moment foarte special pe care îl îmbrățișez cu foarte multă mândrie, într-adevăr, dar consider că munca mea de acum începe, pentru că am o dublă misiune, aceea de a promova România în Kazahstan și aceea de a promova Kazahstanul, desigur, în Constanța și în România. Nu este ușor, da, să fii reprezentant și promotor al poporului kazah, însă am să fac tot ceea ce știu mai bine, pentru că iau această numire ca pe o misiune de credință și sunt convinsă că vom deschide împreună cu echipa Ambasadei Kazahstanului în București, dar și cu echipa Ambasadei României din Kazahstan, din Nur-Sultan, foarte multe oportunități de colaborare economică, desigur și în domeniul cultural, dar și în cel al turismului, acolo unde deja avem planuri foarte mari. Să vorbim un pic și de aventura pe care ați făcut-o, pe care ați avut-o în Kazahstan. Ce v-a plăcut, zicem, cel mai mult acolo? Cel mai mult mi-au plăcut oamenii, am spus asta în toate misiunile la care am fost prezentă la întoarcerea mea. Am avut o săptămână de poveste, o poveste kazahă. Ne-am întors puțin în lumea nomadă, să spunem așa, ca origine, însă am descoperit ținuturi fantastice, o țară extrem de bogată, oameni foarte primitori, foarte multe minorități care locuiesc în Kazahstan ne-au încântat atât prin gastronomia proprie, desigur, prin tradițiile lor specifice, dar în primul rând ceea ce ne-a încântat cel mai mult și cred că este amintirea cea mai frumoasă cu care noi am rămas este căldura cu care noi am fost primiți. Ne-am dat seama că ne putem împrieteni foarte ușor între români și kazahi. Sunt oameni care, în ciuda distanței geografice mari față de noi, față de România, sunt destul de asemănători cu noi, petrecem la fel, râdem, cântăm și dansăm la fel. Evident că am apreciat tot ceea ce am văzut, am fost oaspeții unei descoperiri, să spunem așa, fantastice, organizate, atenție, de primăria orașului Almaty. Deci, iată o lecție de promovare de turism, de turism kazah de această dată, așa cum și România ar trebui să demonstreze și am spus-o de foarte multe ori. Costurile pentru vizita noastră au fost acoperite de organizația de turism Vizita Almaty, care aparține de primăria Almaty și, desigur, am fost sprijiniți de compania aeriană turcească care operează, după cum știm, pe aeroportul Constanța. O întâlnire cu oameni foarte speciali, de care acum ne leagă foarte multe prietenii și o ocazie în plus să înțelegem cultura kazahă la ea acasă, așa cum i-am descoperit noi pe kazahi, cu tradițiile lor, cu gastronomia lor, cu locurile minunate și fantastice pe care noi le-am vizitat și pe care acum le promovăm și turiștilor români.